Bună dimineața, dragilor, dragilor, mulți iubiților, mulți izbiților și stigmaților, toamnelor, domnișoarelor. Suntem în... hai frate, suntem în 21 martie 2016, luni. Luni, început de săptămână. Acum și încep vecinii din spate să... Ați sesizat că ultimele noastre emisiuni au ca fundal sonor interpretarea anotimpurilor lui Vivaldi la bormașină, la flex și la diverse alte chestii, plus cuvinte muncitorești, îndemnuri de hai mă Vasile în cu găleata aia mai repede, dă și tu roaba aia în mamă, da? Pentru că e fain să ai în spate oameni care lucrează. Da? Muncitorește, comunist, yeah, totul e comunist, socialist, la clădirea viitorului patriei noastre. Vorbind de oameni care într-adevăr produc ceva și de zile productive, dar întrebați-mă ce am făcut ieri, că a fost weekend și pentru mine parțial, da? Sâmbătă am fost cu teatru, colegul Ciprian știe, el a fost și în prezent și el acolo în calitate de omul cu imagini. Dar nu de sâmbătă vorbesc, ci de ziua de ieri, da? Întrebați-mă ce am făcut ieri. Ok, hai că vă zic, nu mai insistați. Nimic! Nimic! M-am trezit la 9, bă, ca omul normal, duminica, da? M-am uitat la ceas, băi, 8:30, când mi-a sunat răgălia, în weekend sună la 8:30 și când sună în weekend la 8:30, de obicei îl opresc. Și am mai dormit jumătate de oră. M-am trezit la 9 și zic, ia frate, să mă dau și eu jos din pat ca oamenii, că e duminică, e fain, frumos, întinzându-mă, clink direct pe butonul de calculator, da? Și l-am pornit. Încă nu mă râsem jos din pat. Hai că vă zic că nu mi-e rușine să vă povestesc. Clink și am pornit calculatorul și au urmat 14 ore de Star Wars. Da, cu asta m-am ocupat ieri. 14 ore am stat pe scaun în fața monitorului și am jucat Star Wars The Old Republic. Mă întreabă colegii acum dimineața la cafea, bă, dar tu ce vârstă ai când le-am zis de chestia asta? Bă, tu câți ani ai? Și zic, am vârsta mea este egală cu levelul la care am ajuns cu Jedi-ul, cu consularul meu. Bine, nu e consular, Shadow. Jedi Shadow, da? Este levelul, egal cu levelul la care în sfârșit am ajuns. Level 40, frate, cu Jedi-ul meu. Yay! Jedi-ul meu care are sabie laser în dual, da? În ambele părți. Și 14 ore m-am jucat. Nici nu mi-am dat seama când au trecut 14 ore. 14 ore de joc. Ăsta a fost recordul meu absolut. Vă spun de pe acum. Vă spuneam că suntem în 20, da, adică asta a fost, cu asta așa mi-am petrecut weekendul. A, pe de altă parte, sâmbătă seară, ok, sâmbătă seară a fost ora pământului. Știți că de vineri încă sau de joi făcusem promovare că sâmbătă seară, începând cu ora 8:30 până la 9:30, se va petrece minunăția asta de zi a pământului. Ziua pământului am serbat-o și noi, stingând firma de afară, toți cei 6 metri de firmă luminoasă am oprit ca să marcăm și noi cumva evenimentul ăsta. Eu personal, mă, știți cum e, există multe exerciții de futilitate, inutilitate, poftim, da? Exercițiu de inutilitate. Ăsta este, în două cuvinte și o prepoziție, definiția sau, în fine, comentariul pe care am să-l fac legat de ora pământului. Este un exercițiu de inutilitate. A, neamțu, acum poți să spui așa ceva? Frate, în limba română. Ora pământului, ea a fost gândită ca să tragă cumva un semnal de alarmă asupra faptului că suntem mulți răi a dracului și că consumăm mai mult decât e necesar să consumăm. Foarte adevărat. Gen, 3 reflectoare plus luminile de sus doar ca să vorbească un prost o oră. Nu mai pun cât curent iese din priză în camera din față, nu mai pun că mi încarc ăsta cu curent electric ca să am subiecte la îndemână, nu mai pun de hârtia pe care o consum
și care ar putea fi folosită la altceva. Da? Asta e meseria. Oamenii consumă. Ei există și ca urmare consumă. Și, bineînțeles, oamenii consumă mai mult decât le trebuie, decât e necesar. Și atunci, ca să nu fim chiar noi ăia răi față de pământ, hai să presupunem pentru o secundă că planeta asta e o planetă vie. Eu cred în chestia asta. Planeta este o planetă vie și la un moment dat o să fac așa și o să zburăm cu toții dracu de pe ea. Da? Când o să ajungă și ea la, bă, frate, mi-a ajuns până aici. Mi-a ajuns până la Polul Nord. Nu mai pot de ăștia. Și mă scutur și i-am terminat pe toți. Da? Eu cred în chestia asta. Și atunci ce facem? Marcăm, tragem un semnal de alarmă că se consumă prea mult. Anul ăsta s-a mers pe motoul dă pământului înapoi din energia ta sau ceva de genul ăsta. Și s-au stins luminile. Din nou, în fiecare an se face chestia asta. Mi-a plăcut ca idee. Ce nu-mi place și de ce spun că e un exercițiu de inutilitate, toate celelalte 364 de zile și 23 de ore consumăm de rupem pe an. Evident. Consumăm de spargem. Și nu consumăm pentru că ne trebuie, ci consumăm pentru că e. E de unde? Da? În orice, nu sunt eu acum ecologist ca să dau lecții, dimpotrivă, și eu sunt un consumator ca toată lumea. Dar ipocrizia asta. Bă, frate, o oră pe an, o oră pe an putem să nu consumăm. Moment în care la numai puțin de 20 de metri distanță de acest fantastic eveniment, superb de prost organizat, erau numai puțin de 10 taxiuri cu motoarele pornite, așteptând în stație, în parcare. Cu motoarele pornite, evident, pentru că era frig și oamenii trebuie să stea la căldură. Și, cum comenta un amic, nu e combustibilul lor, e combustibilul firmei. Cu motoarele pornite. În mintea mea, ceva de genul a fost, adică noi oprim luminile în oraș ca să tragem un semnal de alarmă împotriva poluării și a consumului inutil și oamenii ăștia stau în stație cu mașinile pe loc, dar cu motoarele pornite, făcând ce? Poluând. Că-s mașini. Evident, pentru că era frig și trebuiau să stea și ei la căldură. Vine întrebarea. Fiecare mașină are 5 locuri. Nu era mai ușor unul din ei să stea cu motorul pornit și ăilalți să vină la el în mașină? Nu. Că-s firme concurente. Da? Mi-a plăcut ideea cu ora pământului. Cum poți să servești și să marchezi ora pământului mai bine decât dând drumul la lampioane de hârtie care se ridică, ard și undeva trebuie să și coboare? Că doar nor arde în atmosferă. Urcă, le ia vântul, e foarte fain, e romantic, e pitoresc, e spuneți cum vreți, e fain cu lampioane, ridici lampioane, dar ele și coboară undeva. Dacă nu ard în aer și nu prea se întâmplă, da? Undeva coboară. Deci ai marcat ziua pământului în oraș stingând lumina și ridicând lampioane și ai poluat în altă parte. Practic ai dat drumul la niște gunoaie care au coborât în altă parte. Doar că nu mai e problema noastră, că nu e în oraș. S-a venit cu bicicletele. Superb. Îi susțin și aplaud pe bicicliști. Bă, cine e biciclist? Cine are bicicletă? Cine vrea să meargă cu bicla, mai ales în oraș? Frate, jos, vai de mine, nu. Jos pălăria, vreau să zic. Ce? Da, jos pălăria. Sunt încântat de bicicliști. Dacă în oraș traficul ar fi redus la mersul pe biclă, superb ar fi. Superb ar fi. Cât mai multe biciclete. A, ok, nu avem pistă pentru biciclete și nici măcar nu sunt respectați în trafic bicicliști, adică nu sunt respectați în trafic nici măcar motocicliștii care au motor sub fund, dar aminte bicicliștii. Asta e altă poveste. Ține mai departe de mentalitate și de educație și de educație rutieră. Bicicliștii au aceleași drepturi în trafic. Evident, mulți dintre ei habar n-au care să alea.
Da? Mulți dintre bicicliști nu știu, te trezești cu el în fața mașinii. Da, eu vreau să traversez, domnule, pe trecerea de pietoni cu bicicleta. Domnule, în momentul în care traversezi, deci mergi pe banda 1, lângă trotuar care este, da? Și vrei, în față pe la bancă, pe aici, pe centru, și vrei să ajungi pe trotuarul celălalt, dar ești pe bicicletă și ai intrat pe trecere, mi-a intrat mie în față, se cheamă că ai schimbat banda fără să semnalizezi și eu dacă te pocnesc cu mașina, e vina ta! Nu e vina mea! Chiar dacă erai pe trecere, pentru că în momentul în care ești pe trecere pe bicicletă, nu ești pieton! Ești participant la trafic și ai schimbat banda și mi-a intrat în față și te pocnesc cu mașina. Adică eu, înțelegeți-mă, eu sunt super încântat de ideea cu bicicletele. Ador bicicliștii, îmi plac. N-ar fi o idee rea să se facă și cu oamenii ăștia din când în când niște ore rutiere, frate. Cât sar în față, că lor se pare că totul e în regulă. Nu! La fel, trebuie să semnalizezi, dai din mână. Te asiguri, te duci și tu lângă axul drumului că vrei să faci în stânga. Nu treci de lângă trotuar spre stânga, că vine unul din spate și te ia. Că el n-are de unde să știe ce vrei tu să faci. A, vrei să faci în stânga, omul te vede pe axul drumului, pe centrul drumului, făcând cu mâna încolo că vrei să faci, da, te ocolește ca orice alt, ca pe orice alt vehicul. Înțelegeți și voi. Deci eu apreciez bicicliștii, n-ar fi o idee rea să se facă niște ore rutiere de circulație, care este și cu bicicliștii, pentru că habar n-au mulți dintre ei ce trebuie să facă. Mi-au plăcut bicicliștii, nu mi-au plăcut lampioanele, deși e fain, am zis să le vezi cum se ridică, undeva alea trebuie să și coboare. Uite că nu zice unde s-a întâmplat chestia asta, în fine, titlul, incendiu în parc din cauza lampioanelor la un eveniment organizat pentru a sărbători, ghiciți ce, ora pământului. Flăcările au pornit la mai multe lampioane lansate de participanți cu ocazia orei pământului, cel mai mare eveniment din lume dedicat protejării mediului, incendiul provocând panică. Tineri au încercat să stingă flăcările, însă când au văzut că acestea sunt prea puternice, au solicitat intervenția pompierilor, scriu ce de la bzi.ro. Dar nu îmi scriu și unde s-a întâmplat chestia asta. Răspunsul este oriunde s-ar putea întâmpla chestia asta. Oriunde. Tot ce urcă trebuie să și coboare. Nu e o noutate. Tot ce urcă și coboară la un moment dat. Da. Nu cred că există vreo excepție. Și de asta spuneam, cum pot să marchez mai frumos ora pământului, cel mai mare eveniment din lume dedicat protejării mediului, decât poluând puțin? Este? Cum pot să marchez cel mai mare eveniment din lume dedicat protejării mediului, decât aducând un consum electric, de exemplu, acolo unde nu era niciun consum electric, și anume, aduci muzică pe centru, scoți o stație, pui microfoane, pui boxe, unde nu exista un consum, a existat un consum, pentru că și astea sunt alimentate la curent, ca să ce, să marchezi cel mai mare eveniment din lume dedicat protecției mediului. Da? De asta spun că evenimentul a fost super prost organizat și probabil că a fost făcut pe ultimele 10 minute. Pe ultimele 10 minute cuiva i-a venit ideea, bă, dar nu era ora pământului, dar hai să facem ceva. Nu a fost o chestie gândită cu probabil luni sau măcar săptămâni sau măcar zile înainte. A fost o chestie de, bă, frate, într-o oră începe, hai să scoatem și noi astea afară. Da? De aceea participanții au stat undeva spre primărie. Dar evenimentul principal a avut loc unde nu erau nici microfoane, nici reflectoare, nici măcar un stativ. S-au ținut niște cuvântări, s-au făcut niște momente artistice pe o scenă la care nu se uita nimeni. Pentru că toți erau în altă parte. Înțelegeți ce spun? Nu știu dacă ați fost. Intenția contează, da, e adevărat, consumăm foarte mult, ar trebui să fim mai atenți. Nu la modul ăsta. Ora pământului, mă repet și susțin ideea, ora asta a pământului este un exercițiu de inutilitate. Faceți ora pământului câte 10 minute pe săptămână și mergeți așa cum au făcut cei de la Tășuleasa, de la Asociația Tășuleasa, și plantați copaci. Învățați copiii să planteze puieți. Nu să stingem lumina. Dacă stingi lumina o oră, e fix nic.
Pădurea Transilvania 3.0, proiect al 3.0, proiect al Asociației Tășuleasa, s-a bucurat de un real succes. În doar 3 ore a luat naștere o pădure nouă, mii de puieți de salcâm, gorun, paltin și pin fiind plantați. Jos pălăria, respecte eterne! Ora pământului, 3 ore de plantat puieți. Da, frate! Cel mai mare eveniment din lume dedicat protecției mediului, nu prin stingerea luminilor, da? Prin plantare de puieți, de exemplu. 1500 de oameni în mai puțin de 3 ore au plantat 11 hectare de pădure. Cred că e un record, spune cineva. Alin Ulman Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social. Așa bine nu ne-am organizat niciodată până acum și asta datorită faptului că s-au organizat foarte bine oamenii de aici pentru a ne primi, deci asta a fost foarte bine. Mă bucur că avem parteneri cu care să lucrăm. Au venit 1500 de oameni din 79 de localități din țară, din 21 de județe, deci jumătate din țară a fost prezent aici, majoritatea fiind din Bistrița Năsăud și din Cluj. Media de vârstă a fost de 23 de ani. Deci tineri dornici de implicare. Mă bucur foarte tare că este interes pentru acțiunile astea. 535 de oameni s-au înscris în primele 24 de ore după ce am dat anunțul. Deci este un rezultat de care nu avem cum să nu ținem cont, mai spune domnia sa. Se pot face lucruri extraordinare și avem cu cine. Este un pas important către o dezvoltare a aptitudinilor. Este o educație civică ce s-a întâmplat astăzi, a mai spus președintele Asociației Tășuleasa Social. În ultimii ani, tot mai multe comune din zona de câmpie a județului au investit în extinderea suprafețelor împădurite. Sunt Mihaiu de Câmpie și a mărit suprafața împădurită cu 50 de hectare în ultimii 6 ani și continuarea acestor lucrări este o prioritate. Unde se întâmplă treaba asta? Nu în Moldova! Da, nu în Moldova! Se întâmplă în Ardeal! Știți voi, zona aia pe care o combatem, în care combatem noi cu ungurii atât de mult, că e a noastră, că e a lor, că e a nu e a niciunui, o a oamenilor de acolo e, care locuiesc acolo și care își dau interesul și pentru care ora asta a pământului s-a transformat în orele pământului și ca urmare au zis, bă, ce a pământului, să-i dăm înapoi și au plantat numai puțin de 11 hectare de pădure și i-a durut la bască de stinsul luminii. Da? Stinsul luminii. Comparativ, ați văzut pe net chestia aia cu mesenii din Vaslui? Sper în continuare să fie o glumă. Sau să nu fie din România, sau cel puțin să nu fie din Moldova. Sper, dar nu cred. Cred că e din România, din Moldova. Nuntaș peste care a venit viitura, a venit apa mare, a intrat peste ei în cort. Ce s-a întâmplat? Civismul din ei? Au mai cerut niște băuturi. Oamenii nici măcar nu s-au mișcat de la masă. Ați văzut? Deci vorbim de mentalitate, frate, nu ne batem cu altceva decât cu mentalitatea. Comparativ, 11 hectare de pădure, oamenii s-au asigurat că nu vine apa mare peste ei. Sau nu o să le curgă de pe munte, sau nu o să le aducă zăpada, viforul în curte. De ce? Pentru că o să aibă pădure, mă, care să-i protejeze. Și peste vreo 50-60 de ani o să vină, nu știu ce, firmă austriacă și o să-i taie, da? Până atunci o să aibă pădure. E de simplu. Și ia dură la bască pe oamenii din Sân Mihaiu de Câmpie. Ați auzit până acum de chestia asta? Nu, Sân Mihaiu de Câmpie. Ia dură la bască de oprirea curentului timp de o oră. Care n-are nicio valoare. Este, într-adevăr, un exercițiu de inutilitate. În 1999, pe 21 martie, balonul Breitling Orbiter 3, la bordul căruia s-a aflat francezul Bertrand, nu mai știu cum dracul cheamă, că nu se vede aici, și britanicul Brian Jones, a reușit să aterizeze în Egipt după ce a făcut înconjurul Terei fără escală în aproape 20 de zile. Doi oameni care probabil au fugit de acasă, de gura nevestei. Când ai nevastă cicălitoare, ce faci? Construiești un balon și pleci să faci în conjurul Terei. Prefer să faci chestia asta decât să stai în familie.
Breitling Orbiter 3, în 20 de zile aproape au făcut înconjurul Terei. Astăzi este ziua lui Ronaldinho, fotbalist brazilian, născut în 1980. Astăzi este ziua mondială a tatrului de păpuși. Îți curios, Muppets, unde intră? Păpuși, nu? Teatru de păpuși. Da? Teatru de păpuși. A, nu știți cine sunt păpușile Muppets? Vedeți Pinet. Este ziua mondială a teatrului de păpuși. Este ziua internațională a poeziei. Ar fi trebuit să fac introducerea asta în versuri, dar n-am la mine așa ceva. Este ziua internațională a copiilor străzii. Au și ei o zi internațională a copiilor străzii. Cam cât de idiot ar fi acum să te ruși la un amărât ăsta care prizează urolac și locuiește într-o cutie și te spui hei, hey, la mulți ani fericiți! Păi sictir, da? La mulți ani fericiți din ăștia lui Măta să-i zici. Cum să-i zici? Hei, la mulți ani, tot înainte, tot în frumoasă viața e, să mori tu. Cutie, carton, stradă, frig, eu. Cam cât de la mulți ani îmi dorești din ăștia. Este ziua internațională a copiilor străzii. Mă, nouă, ne place să sărbătorim absolut orice. Este ziua internațională a sindromului Down și astăzi. Iar știu, și la un copil îmi pare rău pentru copiii cu probleme, cu oamenii cu probleme și să le spui la mulți ani, fericiți în continuare. Este ziua internațională de luptă pentru eliminarea discriminării rasiale. Există o luptă împotriva discriminării rasiale. Da? Nu. Există o zi internațională pentru chestia asta, că lupta pentru discriminarea rasială nu prea cred. Noi ne place foarte mult să punem etichete și să arătăm cu degetul, ăsta e așa, ăsta e așa și nu neapărat rasial. Nu neapărat rasial, pe criterii, orice criteriu, rocker, rapper, țigan, cerșetor, femeie de servici, toate astea noi, mai ales noi ca români, noi astea le spunem ca insulte. Este? Despre ce vorbim? Lupta pentru eliminarea discriminării rasiale. Nu ne place să spunem, da, luptăm împotriva discriminării rasiale și pe urmă spunem, dracu de țigani. Da? Dar ne place să avem o zi, oriunde în lume, ne place să avem o zi, să spunem, noi suntem activiști, luptăm împotriva discriminării rasiale, după aia te întorci și spui, te dracu de sirian, terorist. Este? Că suntem oameni! Nu, ne place să împărțim oamenii pe categorii. Fantastic de mult! Este ziua internațională a pădurilor astăzi. E bine de știut. Este ziua internațională de combatere a insomniei. Bă, dar ziua flatulației există? Serios, o zi a bășânii, frate. Mulți ani. Ha? Cum e? Avem câte o zi internațională pentru absolut orice, mai puțin pe ziua internațională a bășânii. În care să ieși pe stradă și să spui da, cum era bancul ăla cu bună ziua ăștia din mediul rural și ăștia mai subțirei, da, de la oraș. Servus! Cum să auzim? De ce faci, domnule, în autobuz? Te gazezi? Păi, da, e ziua internațională a bășânii, vere. Îmi pare rău, azi am voie. He, dacă ai voie, atunci hai, dați-i cu corul. Cu corul, da? Să dăm un cor de beșit, de gaze. Până dimineața la mofasul, ne dați, nu ne dați fasole cu cârnaț. Nu există însă o zi internațională a gazului. Există ziua internațională. Măi, eu înțeleg, hai, eu nu vreau să râd acum să fac panoramă de insomnie, e o chestie foarte nașpa. N-o doresc nimănui. Bă, să nu poți dormi. Bă, nu cred că există o teroare și o tortură mai mare decât să nu poți dormi.
Dar nu înțeleg ideea. Ziua Internațională de Combatere a Insomniei este ziua în care oficial le reamintești oamenilor ăsta că au o problemă. Pentru că dacă îmi spui mie că ei au o problemă, eu nu pot să-i ajut cu nimic. Eu știu să le cânt, să vin să le cânt nani, nani, puiu, mami. Nu să adormă. De ce? Pentru că suferă de insomnie. Cum putem combate insomnia? Noi, că e ziua internațională. A, ce, să înțelegem faptul că există persoane care suferă de insomnie? Da, am înțeles, știam. La ce ajută? Namibia își serbează astăzi ziua națională, este ziua independenței. Poate am fost răutăcios, nu vreau să minimalizez o problemă atât de serioasă cum este insomnia. Eu am avut probleme odată, n-am putut să dorm peste noapte pentru că am mâncat ca porcul și știu, îmi imaginez, am avut un mic, da, în care îmi dau seama cât de nașpa e să nu poți dormi. Și nu că sufăr de insomnie, mâncasem ca porcul și într-adevăr nu am putut dormi. Și dimineața ești tăhui de cap și e nașpa. Eu nu, deci sub nicio formă nu vreau să minimalizez. Dar întrebarea mea este cu ce ajută pe oamenii ăștia dacă e ziua internațională de lupt, de combatere a insomniei? Cum putem să combatem? Stăm puterea noastră să combatem insomnia? Stăm la capul omului și îl păzim cu ursulețul de pluș? Cum? Care este combaterea insomniei? A, vreți, băi, frate, este ziua internațională de strângere de fonduri pentru studiu. A, spuneți-i altfel. Ziua internațională în care vă rugăm să donați bani pentru a putea studia fenomenul ca să-l putem eradica. A, e altă poveste, dar ziua internațională de combatere, dar ce mă bat eu cu insomnia omului? Aș vrea să-l ajut. Ce, cum e gluma aia cu, domnule, dați-i somniferă. De care? De, nu mai avem de import. Vreți de-al nostru? Da. Dormi. Cum să fac să mă bat cu insomnia omului? Nu vreau să fiu răutăcios, da? Înțelegeți ce punctul meu? Că, na, gândim simplist. Foarte simplist. România, 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 să ne trăiască această minunată țară. Țara este foarte frumoasă, voi spune. Are un singur defect, țara asta, România, și anume este populată de cine? De români. Îți curios dacă țara asta ar fi populată de alți oameni, cam cum s-ar descurca. Și nu doar că e populată, dar este și condusă. De ce? Tot de români. Ne place nouă să credem. Și este condusă prost. De niște legi care sunt extrem de permisive. Gen, 5 echipaje de poliție fugăresc prin capitală cu mașinile, un tânăr de 16 ani, evident, minor, da? Fără permis, iarăși, evident, despre care se presupune, se bănuiește, dat fiind că primele analize au ieșit că era sub influența narcoticelor, prin București, am spus, da? Niște echipaje de poliție trag numai puțin de 17 focuri de armă în mașina, din care 11 în mașina puștachiului ăsta, într-o urmărire ca în filme, prin capitala României. Puștiu fuge cu o mașină minor, fără permis, fuge fugărit, urmărit de echipaje de poliție care trag cu pistolul în el. În orice țară din lume, fără să vreau eu să exagerez, în care în țările astea se aplică legea, puștachele ar fi fost probabil împușcat. Nimeni nu fuge de nebun atunci când vrea poliția să oprească. Fugi de ceva. Vine însă povestea cu, mai țineți minte începutul, suntem în România. Părinții puștiului ăsta îi dau în judecată pe polițiști că l-au bătut pe copil și că unul din polițiști, despre care colegii polițistului spun că a fost accidentat de mașina ăstuia când încerca să fugă, unul din polițiști nu s-a accidentat cu mașina aia, ci și-a luxat piciorul în timp ce îi dădea lui ăsta cu șutul în coaste. Ok, aici e cu skepsis, că există violența poliției, nu este nicio noutate, că există și că există abuzul de putere și că nu
E ceva despre care să nu fi fost întâlnit până acum. Se știe că poliția face abuzuri, da? Mai ales când îl fugărești pe un tip prin București, ești nevoit să faci uz de pistolul din dotare când polițiștii se cacă pe ei de frică când e vorba să tragă cu pistolul, că legile sunt atât de stufoase și sunt atât de puțin protejați încât uzul de armă echivalează cu o crimă în România. Nu poți să scoți pistolul din toc tu ca organ al legii care ar trebui să... Da? Scoți pistolul din toc și deja stai cu frica, frate, ăștia mă bagă la închisoare că am pus una pe pistol, ești nebun? Dar aminte să tragi de 17 ori, din care de 11 ori în direcția mașinii și să o și nimerești. Imaginați-vă că la fugăreala aia, prin capitală, 11 gloanțe nu ar fi atins mașina, ci s-ar fi dus de nebune în altă parte și nimereau pe altcineva. Cam cât e de împuțită legea în România. Polițiștii ăștia nu sunt protejați deloc. Încerc să văd ambele laturi ale poveștii, da? Vrem cu toții o poliție sănătoasă ca în afară. Pe de altă parte am vrea ca ei să nu facă abuz de putere. Pe de altă parte am vrea să fie mai autoritari, frate. Pe de altă parte n-am vrea să fie foarte autoritari, pentru că pe urmă intervine violența poliției. Abuzul. Dar pe de altă parte am vrea să nu se mai stea atâta la parlamentări, frate, cu polițiști. Bă, legea e lege, nu e vina lui că legea e proastă, el trebuie să o aplice. Pe de altă parte, să nu aplice chiar legea dacă el știe că legea e proastă. Da, deci săracii la mijloc. În taberele astea, polițiștii la mijloc. În cazul ăsta, spuneți-mi voi, polițiștii ăștia care au tras de 17 ori cu pistolul, din care de 11 ori în direcția mașinii și-au și nimerit-o, mașină condusă de un puștache de 16 ani, evident fără permis. Polițiștii ăștia stau acum cu un morcovete așa de mare în fund, că au tras cu pistolul într-o mașină care fugea de ei. Puștachele respectiv urmează să fie cercetat sub controlul judiciar pentru ultraj, conducerea fără permis și părăsirea locului accidentului. Părinții acestuia acuză însă autoritățile că le-au bătut copilul cu brutalitate și au și depus o plângere în acest sens, spun cei de la Gândul. Polițiștii de la Brigada Rutieră a Capitalei au urmărit aproape o jumătate de oră o mașină în noaptea de joi spre vineri și au tras 17 focuri de armă pentru a opri un șofer în vârstă de 16 ani, care consumase droguri, un polițist fiind rănit ușor. Părinții și pasagerul din dreapta au o variantă însă complet diferită de cea a autorităților. Aceștia susțin că agentul s-ar fi rănit la picior singur de la loviturile aplicate celor doi. Păi mai prostul satului! Dacă tu ai 16 ani, știi ce se întâmplă. Un nene... Dacă te uiți în fața unui nene și îi spui că e bou și e prost și îl înjuri de mamă, el îți va da cu bucata la ureche. Este, știi că se va întâmpla treaba asta. De unde știi? Pentru că e natura umană. Când tu pe mine ca polițist mă fugărești cu mașina și eu sunt nevoit, forțat, pentru că eu nu știu cine e în mașină, nu știu de ce fuge mașina aia. Nu știu de ce șoferul vrea să scape de mine ca polițist. Pot să cred absolut orice. Mai ales în condițiile actuale, în ce se întâmplă în Europa în zilele astea. Oamenii se aruncă în aer în plin centru capitalelor. Tu fugi cu mașina, eu pot să cred absolut orice. De la faptul că ai băut, că n-ai permis sau că ai o bombă nucleară în portbagaj, pot să cred absolut orice. Pentru că nu știu cine e în mașină. Eu încerc să te opresc, tu nu vrei să te oprești. Fugi, eu pot să cred, bă, ăsta îi pune la cale ceva. Și mă forțez să fac uz de armă și trag de 17 ori în condițiile în care un polițist poate ajunge la închisoare de la un singur glonț. Pentru că așa e legea, el nu-i protejat deloc, le-i frică
De aia nu se face uz de armă în România, că se cagă pe ei de frică polițiștii de la un singur cartuș. Tu mă pui să trag de 17 ori, din care de 11 ori, spre tine. Păi dacă te omoram, tu ești în pământ și intru la închisoare, că legea pe mine ca polițist nu mă protejează. O să vină mereu câte un dobitoc care să spună: domnule, dar de ce n-ai tras strict în roată? Dar de ce n-ai pus o lunetă pe... Da, se putea face altfel. Domnule, mi-a dat un pistol atâta. Eu ochesc încolo, el trage încolo. Că așa sunt armele astea pe care mi le-ați dat. Cum vreți să aplic legea? Să protejez oamenii? Dacă voi nici măcar nu-mi dați ce-mi trebuie. După aia vin și mă întreb: dar de ce nu am tras în roți? Dar de, nu se putea face altfel? Dar de ce nu i-ați aruncat cuie sub roți și nu știu ce? Pentru că nu avem! Am tras de 11 ori în mașina omului. Dar dacă l-o mura... Dacă l-o mura pe copilul ăsta de 16 ani, intra polițistul respectiv la închisoare pentru 500 de vieți, pentru că legea nu-l protejează deloc. Degeaba a spus ministrul nu știu care a dracu afacerilor interne într-o perioadă: am să susțin ca polițiștii să facă uz de armă și fără nicio frică. Nu există o protecție a polițistului în cazul ăsta. Știm foarte bine că nu-i prima oară când se întâmplă. Faci uz de armă, ești mâncat. Așa-s legile prost făcute. Și că după ce copiii s-au dat jos din mașină, i-au luat la omor, spune tata adolescentului. După ce copiii s-au dat jos din mașină, polițiștii i-au luat la omor. Păi se numește descărcare nervoasă și era de așteptat. Nu este indicat, nu susțin violența poliției, dar este o descărcare nervoasă logică. Era de așteptat să-i ia la măcel. Nu le iau apărarea polițiștilor. Cum să-l bați? Îl arestezi, asta e treaba ta. Să-i pui cătușele pe mâini și să-l dai altcuiva care are legea în mână. Dar descărcarea nervoasă, pentru că l-ai fugărit, mă, cu mașina, ai tras de 11 ori în el cu pistolul. Vă dați seama câtă tensiune s-a acumulat acolo? Doamne! De la Institutul de Medicină Legală sunt așteptate rezultatele complete ale testării toxicologice. Adolescentul a fost inițial depistat pozitiv la consumul de substanțe halucinogene. Însă avocatul spune că a discutat cu procurorul și cu avocatul din oficiu pus inițial și înțeleg că la dosar rezultatele de la IML, atât pentru drog cât și pentru alcool, sunt negative. Adică unii spun că da, unii zic că ba, la fel ca și în cazul Brădet. Vine unul și zice, n-are Brădete nicio vină, vine altul și spune, Brădetul este vinovat, mai nou din străinătate, Brădetul este vinovat, cei din Germania spun, n-are nicio treabă. Nici mai știi ce să crezi, da? Spuneți-mi voi acum, poate eu gândesc foarte simplu, 17 focuri de armă trase cu pistolul, din care 11 înspre mașina asta. A făcut poliția sau n-a făcut abuz? Că i-au rupt coastele lor ăsta. Dar eu să fi fost acolo, care sunt un calm de felul meu și consider mereu că persoanele care nu au argumente intelectuale apelează la argumente fizice, da? Oamenii pe care nu îi ține, îi ține. Este un tip rațional de felul meu. Calma, sunt vocal aici, asta e altă poveste, că asta e meseria. Dar n-aș sări la bătaie. Dar dacă tu mă obligi pe mine să fac uz de armă în condițiile în care aș prefera să o uit acasă, deci să nu iau la mine deloc, pentru că nu știu când pot ajunge la închisoare din cauza că am făcut uz de armă și tu mă faci să trag în tine, mă obligi, păi frate, îți rup coastele. Și aș face la fel. E abuz sau nu e abuz? Apropo de cum ne facem noi de rahat în străinătate, știți foarte bine, a apărut peste tot în Europa filmulețul cu ăia de la PSV Eindhoven, care au umilit niște cerșetoare în Madrid. Întâmplarea face că alea 6 femei umilite sunt din România. Dacă n-ar fi din România, informația asta ar trece pe lângă noi. E de așa.
Suporterii PSV Eindhoven au aruncat monede pe stradă și cele 6 femei, atât de onorabile de felul lor, cu un stil de viață sănătos, familiste convinse, care mergeau la biserică în fiecare duminică, care dădeau de pomană la rândul lor cerșetorilor, s-au aruncat, zdrelindu-și mâinile, genunchii, fața, coastele, să-i culeagă pe bănuții respectivi. Brusc au sărit asociațiile în sus, pentru drepturile, egalitatea, etc., etc., că au fost umilite. Bă, una la mână, femeile respective erau la cerșit. La cerșit, femeii care au dovedit. Da, mă, nu le țin partea deloc, mă, asta vreau să zic. La astea 6. Nu le țin partea deloc. Trebuiau să le pună să danseze sârba pentru bani, pentru că e clar că acceptă genul ăsta de acțiune. Să facă striptease pe masă pentru 5 euro, să-și dea palme una alteia pentru 5 euro, pentru că pentru bani ar fi în stare să facă orice. Și vine răspunsul, măcar de ne-ar umili în fiecare zi așa, câștigăm mai mulți bani decât în restul timpului. Oamenilor poate li se pare rușinos, însă copiii mei îmi vor mulțumi pentru ce am făcut, a declarat una dintre femei. Da? Copiii îi vor mulțumi. Păi fă în morții mătii care ne faci de tot căcatul în Europa. Du-te la muncă ca să-ți mulțumească copiii. În ce fel m-a scos din sărite articolul ăsta? Scuzați că am spus fă. Eu am voie să zic orice în emisiunea asta. Într-o zi cineva o să-mi sară în cap și o să mă închidă. Nu pe mine ca om, ci ca emisiune. Copiii îmi vor mulțumi. Păi dacă vrei să-ți mulțumească copiii, du-te și muncește, mă! Câștigă în Madrid 1500 de euro. Dă deoparte 500, cheltuie 1000. Pune deoparte pentru copiii tăi 500. Lunar, fă-ți un calcul. Cam cât îți ia într-un an, cât pui deoparte și copiii tăi îți vor mulțumi. Și mai mult, nu stai ca jita proastă în genunchi în centrul Madridului spunând por favor, por favor, un euro, por favor. Nu, te duci la muncă și în loc de un euro câștigi 1500. Îmi place că sunt alții, ca și în România, alții care se zbat pentru ei. Un milion de oameni au semnat o petiție împotriva celor de la PSV Eindhoven, suporterii, nu echipa de fotbal, pentru că au umilit 6 femei care se umilesc de fapt singure. Este condiția lor normală de viață să trăiască din umilință, au ales să facă chestia asta. Pentru asta stăteau ele acolo, ca oamenii să, ghiciți, le arunce bani. Că simplu! Mișcarea pentru combaterea intoleranței, ONG din Spania care militează pentru respectarea drepturilor omului, a solicitat miercuri autorităților spaniole și reprezentanților UEFA să ia măsurile necesare pentru sancționarea suporterilor echipei olandeze de fotbal PSV Eindhoven, care au umilit marți în zona centrală a capitalei spaniole 4 femei cerșetoare din România după ce acestea le-au solicitat bani. ONG-ul a invocat sancționarea comportamentului suporterilor în baza codului de disciplină aplicabil în contextul în care demnitatea unei persoane sau unui grup de persoane este insultată. Una dintre femei este văduvă și trebuie să-și întrețină cei 8 copii. Bă, și întreține fantastic. Ea stă pe stradă și copiii sunt nu se știe unde. Ea stă pe stradă la cerșit și copiii, dacă ai 8 copii, nu stă cu ei acasă, de vreme ce ea stă la cerșit. Da? Măcar de ne-ar umili în fiecare zi. Câștigăm mai mulți bani așa. Este răspunsul uneia dintre femeile umilite. Da? Spuneți-mi voi acum, sunt eu intolerant?
avem capacitatea de a alege, de a discerne bine de rău. Am mai folosit cuvintele astea zilele trecute, tot în 24 de titluri, dar legat de fumat. Fiecare dintre noi are capacitatea să aleagă, are dreptul să aleagă ce vrea să facă. Femeile astea au ales să stea în genunchi pe trotuar la mila oamenilor. Mila oamenilor care se manifestă prin aruncat bani. Îți aruncă bani. Și când le aruncă bani, brusc sunt umilite. Evident, nu ele au cerut chestia asta, ele nici măcar nu știu ce aia umilit cuvântul în sine. Dar pentru ele este un mod de viață normal. Despre ce vorbim? Despre niște oameni care le-au dat bani cerșetorilor, nu susțin cerșetoria eu. Cel puțin nu cu bani. Cu mâncare. Văd un om care e bătrân și am mâncare, îi dau omului mâncare. Nu-i dau bani. Niciodată. Dacă am bani la mine și trec pe lângă el, prefer să intru în primul magazin să iau un pachet de biscuiți. Sau pâine sau conservă. Mă întorc și îi dau omului chestia aia. De ce? Pentru că am făcut material despre cerșetorie pe vremuri și știu ce mafie și ce organizare au cerșetorii în spate. Nu băgați cerșetorii în aceeași oală. Sunt oameni care într-adevăr sunt muritori de foame. Există cerșetori muritori de foame. Oameni care nu pot trăi de pe o zi pe alta. Și sunt acei care au transformat cerșetoria într-o meserie de succes. Din cerșetorie se scot milioane de euro anual. Și nu vorbesc de ăștia care stau pe stradă, ci de cei care îi trimit la muncă, care și ei la rândul lor raportează cuiva. Care raportează cuiva. Ei, cuiva ăla... Ăla învârte niște milioane pe care tu, ca om muncitor, nu le ai. Voi nu știți ce este probabil sau nu v-a interesat, sau sunteți oameni foarte miloși sau cu frică de Dumnezeu și nu v-a interesat ce este cerșetorul. Cerșetorul este un parcometru. Cineva vine și încasează banii de la el. Zilnic. Și îi predă mai departe. Unei alte persoane care îi predă mai departe, îi centralizează și îi dă mai departe. Nu știți ce bani se învârt din cerșetorie. Vă recomand să citiți un articol foarte bun de pe internet, nu mai știu cine l-a scris, îmi pare foarte rău, de ce dorm mereu copiii în brațele cerșetoarelor. Ca să vedeți până unde ajunge animalul din noi ce este capabil să facă pentru 50 de bănuți. Sau un leu sau 5 lei. Încercați și să vedeți cum se fac acele handicapuri care ne rup nouă inima când vedem cerșetorii cu fără un picior sau fără un ochi sau fără ureche sau muți. N-am inventat roata și nici gaura din covrig. Cerșetorii sunt oameni de carieră. Marea lor majoritate. Câștigă, au o sumă clară pe care trebuie să o facă zilnic, pe care o predau supervisorului, care supervisor centralizează de la 5, 10, 15, 20 de cerșetori, încasează zilnic și trimite banii mai departe. Țineți cont, pe cine ajutați? Cred că mă apropii de final, că mi s-a uscat gura. Există un sat, apropo de Spania, că rămân tot acolo, mi-a plăcut foarte mult țara aia, Spania. Deși e o țară uscată, cu foarte puțin verde, mi-a plăcut fantastic de mult. Satul Sodeto, situat în vârful unei regiuni înalte din nordul Spaniei, Monegros, găzduiește 250 de persoane. Uite acolo m-aș duce să locuiesc. Locuitorii din Sodeto și satele din apropiere au câștigat El Gordo, premiul cel mare, la Loteria Națională de Crăciun. Astfel, sătenii din Sodeto au câștigat sume importante de bani, mai puțin Costis Misotakis, singurul din sat care nu a cumpărat bilet de loterie. Ci că toți din satul respectiv au câștigat la loterie, mai puțin ăsta. Ăsta care n-a câștigat pentru că n-a cumpărat bilet.
Cei mai puțin norocoși au primit suma minimă de $130.000, însă alții au câștigat chiar și milioane. Cât mai am? 20, nu-i așa? 5 minute mai am? Bă, serios? Eu te naibii, mă. Mă gândeam la 20. Deci, un sat de 250 de persoane. Măi, știți cum e cu... Mie mi-a plăcut de ăștia cu loteria lor. Ei fac premiul de Crăciun, El Gordo. Este, cred că, concursul cel mai jucat, nu știu, concursul cel mai jucat la care participă cei mai mulți oameni. Pe mine m-a mirat chestia asta, eu fiind obișnuit cu necâștigatul la loterie din România, unde trec ani întregi până cineva să câștige. Că da, așa e sistemul la noi. La ei anual, ei fac loteria asta de Crăciun. Și oamenii sunt încântați, în ziua aia se dă liber. Când se face loteria asta de Crăciun, da? Oamenii nu merg la muncă. M-a amuzat și m-a mirat chestia asta. Deci, e atât de important evenimentul. Și acolo se învârt milioane și milioane și milioane de euro. Zeci, sute, nu știu cât dracu e premiul, totalitatea premiilor. Da? Ideea este că nu merge nimeni la muncă. Cel puțin în zona în care stat eu, spre Alicante, încolo. Da? Și stau cu ochiul pe radio sau pe televizor și se anunță premiile. Și oamenii chiar câștigă. Adică, n-ați înțeles că poate nu sunteți obișnuiți. Loteria română, unde trec ani de zile și nu câștigă nimeni niciodată, ăia câștigă anual. E o șansă, e o speranță pe care loteria o dă și te face pe tine, ca și cumpărător, să continui. Da? Eu m-am lăsat de loteria română pentru că, domnule, nu câștigă nimeni niciodată. La ce să fie? E ca fumatul în barul. Nu mă mai duc în barul, că nu se fumează. Da? Eram pe Facebook, acum vor 3 ani, când a fost loteria asta de Crăciun și intră o româncă pe grupul românilor din Spania și zice, ia uite frate ce baftă am, am câștigat al treilea, tercero, da, la loterie. Stau și mă uit, bă, asta înseamnă 500.000 de euro, frate. Mi-a picat fața. 500.000 de euro și spune tipa, da, păi e clar, de acum mă duc în România. Nu te du în România! Stai în spai cu 500.000, ți-e o casă la Malumării și stai liniștit în restul vieții fără să miști un deget. Te vii în România, te costă o casă. 500.000 de euro. Bine, îți faci palat ca lui Becali, da? Nu te du în România. Dar mi-a plăcut ideea că la loteria lor chiar se câștigă. Ei, satul ăsta, Sodeto, toți cei 249 de persoane din 250 au câștigat la loteria asta de Crăciun. Mai puțin Costis Mitsotakis, că e grec, s-a căsătorit cu o spaniolă din satul respectiv și pe el nu l-au luat în calcul la vânzarea biletelor. Adică nu i-au dat și lui un bilet. În rest au câștigat toți. Da? Și vorbim că cel mai mic premiu a fost 130.000. 130.000. Costis Mitsotakis a luat el cuțitul la mare de bucătărie și a început de așa. Ca mașina de cusut, Ileana. Cum, bă, frate, toți din sat să câștige și ei, am câștigat și eu, dar ce ți-a luat bilet? Nu. Așa apar criminale în serie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Nu uitați, ar trebui să scriem Guvernului sau Organizației Națiunilor Unite să facă și Ziua Internațională a Pășânii. O propun. Rămâne să ne vedem mâine la alte 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!